Demis de Craiova, Reghecampf a fost la un pas să revină la FCSB. La Olteni se vorbește că Reghecampf poate ajunge la Craiova lui Mititelu. Becali dezvăluie că l-a sunat pe Reghecampf după ce antrenorul s-a despărțit de Craiova. Am vorbit cu el, el și-a dat seama că dacă l-aș fi vrut, l-aș fi luat, l-aș fi vrut pe Reghe. Da? Trebuia să renunț la anumite persoane din club ca să vină Reghe. Nu dau nume. Petra și Neuber erau oamenii care ar fi trebuit să plece dacă Reghecampf s-ar fi întors la FCSB. Becali va transfera doi fundași. L-a ratat pe Sheroni, fundașul de 35 de ani de la Botoșani. Dacă a fost fraier, el a văzut că eu îl vreau, în loc să rămână liber, să vină la mine, a prelungit contractul. Și acum stai acolo la Botoșani, ce să fac. În Europa, FCSB va întâlni învingătoarea dintre Saburtalo din Georgia și partizanii din Albania. Acum obiectivul este calificare în Conference Liga și atât, altceva, vânzări, nimic nu mă interesează. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.